Salutare tuturor! Astăzi ne aflăm la o locație nouă pentru noi, Buicani, Deleanu, 7/6. Și aici ne-a invitat patronul nostru, Doru. Salutare, Doru! Salutare! Bine v-am găsit! Tu, ca locatar, ca om care aici circulă foarte des, spune-ne în două cuvinte, ce se întâmplă aici, de fapt? Bună dimineața! Eu lucrez foarte aproape aici. Noi foarte des cu soția și copilul ne plimbăm pe acest trotuar. Din simplu motiv, când a fost finalizat, noi eram chiar bucuroși că avem unde să mergem. Și în ultimul timp am avut mai multe situații în care pur și simplu mergeam pe trotuar și mașinile veneau ba din partea aia, ba din partea aia, și am văzut oamenii cum mută pietrele, iar le pun înapoi. Și oamenii pur și simplu nu înțeleg de ce aici nu se permite să mergi cu mașina, pentru că ei spun, uite, este loc special amenajat pentru parcări. Și întrebarea mea, deja fiind patronul vostru de mulți ani, eu aceeași întrebare dau, dar unde ați văzut voi în semn că aici se poate de permis? Pur și simplu este un spațiu amenajat frumos. Prieteni, ca să vă parcați, trebuie să avem indicator, în primul și în primul rând. Și în al doilea rând trebuie să fie, să vă gândiți cu mult mai bine dacă e posibil aici parcat, dacă indicatorul nu e fake, cum se întâmplă la noi în oraș, din păcate. Și mai mult ca atât, haideți să punem un pic capul în mișcare, merge mașina, unde să dea pietonul? Unde se ducă pietonul? Unde se ducă Doru cu fetița asta minunată? Unde? Da, sunt din păcate... Я знаю. Că aici e тротуар, e ca cum mergi să aici e тротуар. Și aici nu e nici o parcare, știți pe viitor. Asta vreau să vă spunem. Mulțumesc mult! Plăcere! Situația, cred, pentru mulți din voi este clară. Mașina merge pe aici cu spatele, cum am văzut, și nu dă Doamne să apară vreun copil. Așa lucru nu e normal. Nu poate fi o parcare unde ieșirea și intrarea este direct trotuar, tot trotuarul. Puneți-vă semnul de întrebare când ajungeți la o așa spusă parcare. Bună ziua! Legea, Constituția, codul civic. E ca așa, vedem oameni care intră pe trotuar și în loc să ceară scuză că au greșit și să părăsați cât mai repede trotuarul, ei deodată, dar cine v-a dat voie să mă filmați? Haideți înainte să dați afirmații, aberații că se poate sau nu se poate de filmat, pur și simplu studiați. Așa că uitați, cum se treacă aici copiii, ia ca așa, și doamna singurui cu un copil. Și amoi spuneți-mi, oare încurcă mașina asta sau nu? Așa, cred că este timpul pentru tradiția de obicei, 1-1-2. Bună ziua, mașini parcate pe trotuar, vreo 10 sunt, în față... Medexpert Deleanu 7/6. Bună ziua! De ce ați ales să parcați aici? Este oare aici o parcare? Nu e o parcare, dar noi aici locuim și... Da, și... ne parcăm, dumneavoastră plecăm la munte. Dar nu se poate. Vedeți care e situația, că dumneavoastră singur ați trecut copii și circulația mașinilor concret face impedimente pentru pietoni. Haideți pe viitor să nu mai parcați aici, că aici toată porțiunea asta este un trotuar, aici nu e niciun semn care ar permite parcarea. Dacă o să fie mea ca așa parcare cum făcut cu Deleanu, cred că nu o să fie așa. Eu am venit dinspre Alba Iulia și acolo 10 de locuri de parcare libere și... Ieri seara, la ora 6? Acum dimineața. Acum dimineața. Eu acum plec și eu acum. Da, dar lipsa locurilor de parcare nu motivează mașina pe trotuar. Asta e un pericol. Da, tot aici e trotuar. E ca de la prima mașină până la ultima e trotuar. Ce te filmați, dar nu veniți cu întrebarea la primărie, că de ce nu sunt locuri de parcare? Noi venim, examinăm locul, informăm șoferii. Ideea de că noi locuim deja de 15 ani. Da. Și acum deja, după 15 ani, voi ați venit cu problema. Da, noi știm că asta e problema. Dar nu avem altă variantă. Cum nu este? Sparcați regulamentar. Păi noi parcăm după cât posibil. Posibil mai departe parcați, găsiți chiar pe Alba Iulia la o parcare acolo. După ora 6, veniți la ora. Asta, știți cum? Vă dau un număr meu de telefon, haideți să venim după ora 6 împreună. Să ne pregătim pe Deleanu, să vedem unde putem parca. Uitați, mașina este strict problema șoferului. Dumneavoastră când ați dat la permis, dumneavoastră când ați primit permisul, asta înseamnă că dumneavoastră știți regulile și sunteți obligați să le respectați. Eu când vin mai devreme, îmi găsesc locul. Da. Doriți un argument, dumneavoastră ați spus în privința că de atâția ani aici locuiți și nu au fost probleme. Păi, dar nu aveți o tangență, s-a făcut un trotuar nou, pistă pentru bicicliști, trotuar nou, și dumneavoastră continuați în continuare să distrugeți acest trotuar. Păi da, dumneavoastră m-a întrebat, deși până mai la pe nimeni nu a încurcat, că mai ne încurc pentru trotuar, s-au creat nou, condiții normale, europeni. S-a făcut, păi da, așa că s-a apropiat lumea, că s-a sesizat tot cetățenii și tot locatarii care se indignați de faptul ăsta că mergi cu un cărușior pe trotuar și trebuie să-l coacționeze și trotuar. Păi e că vine un cărușior de ăsta, dar dacă e cu doi gemeni, pe el în genii n-are unde să duc, trebuie să iasă pe gazon. Și unde? Și cum se treacă el? Lăsați, ca să nu ducem mai departe, eu vă rog pur și simplu să mergeți să parcați undeva legal sau să vă duceți unde aveți dus și pe viitor știți că asta nu este o parcare. Dar cred că și primăria și statul ar trebui să da, o să sesizăm primăria ca să instaleze aceste semisfere sau stâlpi. Noi am apelat, credeți-vă, nu prima dată. Avem asociația noastră la care noi am apelat. Vlad, ne dăm la o parte? Da, eu stau pe trotuar, nu? Da, dar dumneavoastră
Sunteți așa de încăpăcinați? Încăpăcinați. Da, că tare încăpăținați numești cuvântul ăsta. Ia uitați pe drum. Asta acum, domnule, dar vine țara și nu mișește. Eu știu, mi-a spus asta, mi-a spus domnul. Mașina șoferului este strict problema șoferului. Când ați primit permisul, ați semnat că dumneavoastră respectați. Da, sigur. Da, da. Și tot pare vin, dar eu nu am un sparchet. Eu pur și simplu caut loc. Nu stau eu mașina asta. Eu într-o seară am parcat la aproape un kilometru distanță de casă. Dar uite, dacă veni țara, acolo încoace, dar găsiți unii parcare, nu că la un kilometru. Acum eu vă spun, mașina șoferului e problema șoferului. Bună ziua! Din păcate sunteți parcat trotuar. Aș dori să vă rog să reparcați mașina într-un loc regulamentar. Păi noi avem regulamentar. No. Până la Alba Iulia sunt locuri libere din drum. Acum așa să părțiți. Bine, bine. Bună ziua, sunteți stat curent? Da? Da, nu trebuie să-mi permiteți, sunt loc public și aici este trotuar, nu sunt încălcați. Iar v-am permis, dar ce să-mi permite? Vreo 10 minute în urmă am discutat în privința acestui automobil, zic că vine și îl reparchează. Până vine să-și ia premiul. La mașina asta, Absibildo o să fie cel mai bine aplicat pentru stela soare. El are timp să aplice bine, bine, să înclei. O, ia ca și poliția. Bună ziua, mă numesc Vlad, eu am făcut apelul. Da, da. Deci, da, să vă explic în două cuvinte care e cea mai mare problemă. Aici când am venit erau mașinile parcate până la început și mașinile pentru ca să vină la pretinsa parcare care nu are indicator, circ pe trotuar și deloc nu lasă loc pentru pietoni, adică trebuie ori să mergi în noroi, ori să te lipești undeva de ceva. Nu trebuie să vă dați la o parte, e trotuar. Aici e trotuar, aici nu e posibil. Da, prieteni, ați văzut situația, mergea mama cu copiii cu bicicleta. A fost nevoită să dai la o parte ca să dai voie la mașină să intre pe trotuar. Ну, в этой ситуации мы просто наша это самое, мы уже здесь наши полномочия и всё. Ce s-a întâmplat? Aici, uitați, tot această porțiune este trotuar. Mașinile aici nu trebuie. Dar trebuie să scrie. Nu trebuie, dar chiar scrie și că este loc de parcare. Unde scrie? Cum nu este loc de parcare? Altă parte. Da, eu tot pot să iau foaia 4, scriu că aici e casa mea. Dar este indicatorul, punctul 44, în regulament tot scrie. Mai mult ca atât, dumneavoastră, când intrați aici, chiar dacă luăm după pavaj... După iau până la pavaj. Până la pavaj, dar dumneavoastră când intrați aici, intrați pe pavaj. Și asta e imposibil să fie aici parcare. Deja pe viitor o știți și vă rugăm să nu mai parcați. Nu-i corect asta ce faci dumneavoastră. Uitați-o, nu-i corect că mașina se află pe trotuar. Care e trotuar? Aici? Da, aici e trotuar. Eu nu mă aflu pe trotuar în momentul. Vă aflați pe trotuar. Doamne, dați-vă timp. Cum? Adică pe dar cum ați ieșit? Că noi suntem pe trotuar și ați vedem cum ați ieșit automobil. Dar cum ați ajuns? Cum ați ajuns? Nu-mi trebuie mașina. Cum a ajuns automobil? Era loc liber aici, nu era parcat nicio mașină și am mers așa pe trotuar și am parcat acolo. Eu știu, eu aseară am fost când aici se parcau automobile. Uitați, eu am intrat pe cadastru, vă spun, eu am intrat pe cadastru, pe geoportal. De la perete, de la casă, până la bordura finală, este tot trotuar, zonă pietonală. Eu vă rog frumos să mă filmați. Dumneavoastră ați intrat în dialog cu noi. Nu e corect. Să vă dau un judecat. Desigur, poftim, e dreptul dumneavoastră. Niet. Încalcă șoferii, îi amendează poliția, îi duce la trușeni evacuatorul. Dar suntem vinovați noi. Unde e logică? Eu am venit, am văzut ceva non-conform, nu după lege, iregulamentar și am apelat poliția. Poliția amendează, ei i-au încălcat. Prima problemă și cea mai gravă, asta că ei nu cunosc regulile și nu le pot utiliza. Respectiv, ei și-au meritat amenda din plin și nu trebuie să aibă nicio pretenzie la noi. Filmați un minor, știți, da? Uitați, am o întrebare. Filmați un minor, știți, da? Am o întrebare. De ce soțul dumneavoastră nu a reparcat mașina când i-a spus că era pe loc? Pentru că eu ieșeam în 5 minute. Nu, era vreo 20. Puteți, domnule, ați făcut, răspundeți. Ok, eu da, dumneavoastră tot răspundeți că a venit poliția. Da, văd. Asta e problema voastră. Dacă așa, dacă vrea el să meargă la... Eu am răspuns pentru... Și am video cum aseară doamna era la volan și a venit și a parcat-o. 5 minute, eu am video, eu... Este pe TikTok, uitați-o cum automobilul dumneavoastră. Doamna, automobilul dumneavoastră, da. Doar dacă sunt mai multe Mercedes-uri, cu așa nu merge matriculare. Deleanu 7, bară 6. Vedeți? Trotuarul în ce mod stratează. Interesant pista asta, pe cât timp va rezista? Și eu am video cum aseară doamna era la volan și a venit și a parcat-o. 5 minute, eu am video, eu... Este pe TikTok, uitați-o cum automobilul dumneavoastră. Врет. Я б даже сказал, пиздит.
Copilul o să crească mai mare și a să plimbi pe trotuar și alt șofer ca așa ca dumneavoastră să meargă pe trotuar. Nu problemă, domnule, stați liniștit. Eu v-am spus ce probleme voastre, cu cine v-ați spus? Dar numai și eu, măia, v-ați apropiat și în defilat și... V-ați apropiat de mine, nu? Nu v-ați apropiat de acolo, aici. Bună, domnule. Mașina ta? La parcare. La parcare? Da. Dar unde trăiești? Eu în fiecare flacără. Sunt clei de jur împrejur. Flacără. Eu de jur împrejur sunt clei în fiecare. Vină, vină, te rog frumos. Din păcate sunteți parcat pe trotuar. Aș dori să vă rog să reparcați mașina într-un loc regulamentar. Deși mai ușor să vă sfădiți, eu v-am rugat, luați mașina și gata, să termina cu tot, și fără amendă, și fără toate chestiile astea. Eu nu avem mașină, nu avem cheie la mașină, soțul a venit și nu a adus-o. Am văzut că a deschis mașina. Eu nu avem cheie, eu cu el am vorbesc, eu de dumneavoastră nu vorbesc, eu de el spun. Eu trebuie să plec. Dumneavoastră a deschis mașina. Eu normal, ți-am spus, vine soția, cu și copilul nu te. Copilul a adormit. Eu nu aveți idei cum am îmbrăcat eu. Eu am așteptat, eu am chemat poliția încă înainte dumneavoastră să veniți. E interesant, ca doamna cu Mercedes-ul, o trebuie să iasă din casă copilul, să vină la mașină ca să mute mașina. Amu, eu văd că e greu să mute mașina că e copilul. Îmi iese o întrebare doar, de ce soțul ei care era lângă mașină, care a deschis mașină și nu a putut să iasă cu dânsa, să o reparcheze? Normal așa să iasă și cu a doua mașină cu care el a plecat eventual. Eu l-am prevenit, eu am vrut să fac un lucru bun. L-am făcut chiar, i-am spus că aici nu e spate de parcat, reparcați mașina, vă rog, că asta e trotuar. Și nu vreau să mă asculte, deja consecințele le aparțin. Da, ceva interesant a observat Doru, fiecare a venit și a mutat câte două mașini. Primul șofer care am vorbit la Mercedes, a zis că amuși vine soția să reparcheze mașina și s-o suită aici în altă mașină. Unul tot așa, soția a ieșit pe o mașină, el pe altă mașină. Și altul fix așa pe două mașini. Prieteni, dar n-avem unde să mă parchez, n-am unde să mă parchez, n-am loc de parcare, dar de aici cu ce două mașini. Hai, scuzați-mă, vă rog, eu tot înțeleg, dar trotuarul, asta nu-i loc de parcare și ce e că voi aveți 2, 3, 10 mașini în familie, asta este strict problema dumneavoastră, că le aveți și nu le aveți unde parca. Înainte a cumpăra mașina, gândiți-vă, unde a să o parchez, cum o să merg și ce o să fac cu ea. Nimeni nu cumpără mașina și spune, dați-mi benzină, că eu n-am cu ce o alimenta, că nici statul trebuie să-mi dea benzină, că eu vreau să merg cu mașina. Te duci și-ți cumperi benzina, te duci și-ți cauți locul de parcare. Mașina este strict problema ta. Dați vă arăt ca un exemplu cum oamenii adecvați reacționează la mașinile sau la faptele activiștilor care încearcă să facă regulă pe trotuare. Mesajul persoanilor, voi citi în voce, veți citi singuri. Și iată stăm eu albastru. Are atâta curaj bărbăței că poate scrie numai în comentarii. Asemenea, oameni sunt în stare doar la un comentariu de așa gen să-l lese sub un video. Dar nu să încerce să conecteze creierul și să înțeleagă care e situația reală. Dar nici nu poate spune asta în față, are o frică. Iată, poliția a plecat, treaba și-au făcut-o, toți șoferii s-au amendat, cineva a plecat și cu evacuatorul. Noi am decis să mai rămânem la această locație, vedem cum se vor dezvolta lucrurile aici, vedem că doamna cu Mercedes-ul așa și nu a plecat. Probabil doamna consideră că dacă a achitat amenda și evacuatorul, și-a cumpărat un loc de parcare pentru toată ziua. Dar nu e așa. Dacă în scurt timp ea nu-și va lua automobil, vom chema iar și echipaj de poliție. Mașina nu trebuie să afle pe trotuar. Poliția a explicat, amenda confirmă asta că aici este trotuar și nu este permis parcarea. Respectiv, așteptăm. Prieteni, în sfârșit și final, avem un trotuar liber după o tonă de dispute, certuri și justificări din partea șoferilor. De ce au parcat aici, de ce spate, de ce vor acolo și nu vor aici. Scopul nostru a fost să eliberăm trotuarul, este în sfârșit liber după aproape 4 ore de muncă, a venit la punctul logic. A plecat și ultima mașină care a fost cea mai mare dispută, asta este fericirea mea. Prieteni, vă readuc aminte că acest raid a fost inițiat de către Doru, patronul nostru, și mulțumim lui că ne susține. Doar mulțumită lui și restul patronilor noștri, noi putem face ce vedeți acum, un trotuar liber și sigur pentru pietoni. Și dacă dumneavoastră v-a plăcut rezultatul obținut la locația dată, puteți să ne susțineți pe Patreon. Patreon.com este o platformă specială care vă permite să ajutați proiectele dragi. Iar dacă noi suntem proiectul vostru drag, atunci bine ați venit, intrați pe linkul din descriere și fiți și dumneavoastră o parte a echipei noastre. Bye bye, până la următorul ride!